Constat că acest lucru n-a fost luat în considerare atunci când s-a analizat cauza pe fond, pentru că, dați-mi voi să vă citesc totuși din legea contenciosului administrativ, care definește foarte clar ce reprezintă cauza iminentă și ce reprezintă motivele întemeiate. Da? În ceea ce privește motivele întemeiate, aceste motive sunt legate de o presupusă situație de ilegalitate a actului administrativ. Deci dacă instanța la suspendare s-a gândit că există o anumită, pare, putea să existe elemente de ilegalitate și a admis cererea de suspendare, de ce instanța de fond n-a avut în vedere aceste elemente atunci când a judecat pe fond cauza? De asemenea, am văzut că s-a spus că această cauză s-a încheiat, că decizia este definitivă și irevocabilă și că guvernul va trebui să organizeze alegeri. Vreau să lămurim lucrurile pentru că oamenii, vă spun, sunt foarte mulți oameni care au intrat în contact cu această informație și trebuie, prin intermediul dumneavoastră, să-i lămurim în privința asta. Deci, această decizie a instanței nu este definitivă și irevocabilă. Ea, într-adevăr, a fost, acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată, cu dreptul de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare. Deci doamna primar are dreptul să inițieze recurs, lucru pe care îl va face în zilele următoare. Deci se pregătește acțiunea și o vom depune cât se poate de repede la instanță. Dar ne puteți spune care e decizia? Cum e justiția? Aici, sigur, e foarte mult de discutat pe marginea acestei sentințe. Adică o motivare stufoasă, se respinge ideea că s-a încadrat în termenul procedural, se respinge ideea că n-ar fi incompatibilitate pentru că legea vorbește și de Consiliul de Administrație ale instituțiilor publice, în mod clar. Noi am argumentat și în instanță și am spus-o de fiecare dată. În 2003, legiuitorul nu s-a gândit în niciun caz la Consiliul de Administrație al școlii, s-a referit în principal la Consiliul de Administrație ale societăților comerciale, regii autonome. De altfel, acele entități publice sau care țineau de autoritatea locală și care ar fi putut să creeze o anumită problemă pentru cel care deținea și o funcție de ales local și care i-ar fi adus avantaje în plus deținând cea de-a doua calitate. Nici de cum nu s-a gândit la așa ceva. Stau și mă întreb dacă organul de conducere a școlii se numea Consiliul Școlii și nu Consiliul de Administrație. Mai eram în stare de incompatibilitate? Adică, dacă ne legăm strict de o denumire din lege, mi se pare că nu analizăm în fond legea respectivă. O lege se analizează și din punct de vedere al literei, dar și spiritul legii. Și te uiți și să vezi în spate ceea ce a gândit legiuitorul atunci când a emis sau a adoptat un act normativ. Ania, răspunsă.